Salutare tuturor! Bine ați venit din nou pe canalul meu YouTube. Valentin Costă sunt, pentru cei care nu mă cunoașteți, pentru cei care mă știți, iată, suntem din nou în fața unui perete pe care îl vom decora cu o structură de gips carton pe care punem riflaje din Ipsos, panouri decorative tip riflaje din Ipsos, vom decora și cu safari ceva, și cu cașmir, și cu leduri. Stați aproape și vedeți cum va ieși până la final. Între timp voi mai vorbi câte ceva și despre ce fac. Avem o cameră roz, iritant de roz. Începem cu crearea unei structuri pe care am trasat-o aici, structuri din gips carton pe profile metalice. Am ajuns la următoarea etapă, aplicăm efectul decorativ cașmir. V-am spus că în spatele panoului o să punem un efect decorativ, o opțiune decorativă cașmir. Colegul, unul dintre profesioniștii de la noi, s-a apucat deja să aplice primul strat de cașmir. Eu vin cu ledurile și apoi un alt profesionist de la noi va monta riflajul. Urmăriți în continuare și derulăm fiecare etapă acestui perete decorativ. Pe scurt, aplicarea cașmirului se face în două straturi. Primul strat este foarte subțire, fără a lăsa urme de glechiere pe perete, lis, cum am spune noi, pe șantier. Pui un zâmbet aici. Cașmir, efect decorativ și de fapt perlat. A venit și rândul meu să montez ledurile. Recomand pentru aici, pentru zone de genul ăsta, leduri măcar de 600 de lumeni pe metru liniar. Lucrez de obicei cu leduri la 12 volți. Este autoadezivă, dar pe anumite suprafețe o ajut și eu cu alte metode de a se lipi și mai tare, de a fi fixă pe timp îndelungat. Trebuie să avem grijă că tot ce e autoadeziv în timp cedează. Deci trebuie să ne asigurăm că va sta timp îndelungat. Așa, eu despre leduri am mai vorbit în alte videoclipuri, v-am mai arătat, așa cum am știut noi, cum le montăm, dar totuși dacă aveți nevoie de mai multe informații, puteți să lăsați întrebări în comentariile de aici și eu răspund la cât de multe pot. Ați văzut deja în acțiune un alt maestru, cel mai mare maestru, Alexandru Pimuna, te rog. Dedicație pentru copilul lui, Eric, mare fan, vrea să vadă pe tati mereu la serviciu. Iată că l-am pus în centrul atenției pe marele specialist în riflaje.
Îl urmărim puțin în acțiune și pe el. Ați văzut și lumina. Și urmează în continuare, terminăm riflajul până sus, punem panou și ce e cel mai interesant, culorile care vor fi aplicate în spatele meu pe panou și pe riflaje. Ați văzut băieții în acțiune și acum urmează, nu-i partea finală, că după aia o să colorăm. Punem capacul. Să vină autobuzul. Ia să mă bag eu pe dedesubt. Dat cablurile la prize și TV. Lasă că pun eu cumpăna de la mine. De că o pun deasupra eu, că e mai lungă suprafața. Trebuie la tine, Iulian, cred că mai sus. Mai sus, da? Un strop mai jos la Alex. Prea mult? A? Lasă așa. Mai jos un strop? Perfect. A? Mai merge un strop, hai. O lacrimă. Dăm șuruburi rapid. Unde-s profilele? Nu l-am nimerit. Doi. Trebuie să mai dau. Încă unul. Băi, exact în profil, fără niciun semn, înțelegi? Încă unul. Băi, dar n-am avut niciun semn, mă. Na, hai că prea. Aici trebuie. Opa. Oricum puteți să dați drumul de acum. Măcar de nicăieri. E perfect. Uite, așa continuăm cu șuruburile. Am pus capacul. Ce culoare să-i dăm? Mă vede? Ce culoare să-i dăm la asta? Ați văzut, practic, încet cum s-a completat toată camera asta și pe lângă peretele decorativ pe care vreau să vi-l arăt. Cu ocazia capacului pus, a dispărut rozul ăla terifiant și cred că oamenii și-l vor mai aminti, doar și-l vor, cu ocazia, da, cu ocazia capacului, am scăpat de rozul ăla terifiant și cred că oamenii îl vor mai vedea doar în amintirile lor. Eventual în pozele care le-au făcut pe aici. Dar oricum au zis că intrau pe aici odată când venea preotul, că nu vreau să vadă rozul ăla. Urmează restul. Ne apropiem încet de finalul acestui perete decorativ, dar și a lucrării în totalitate, pentru că noi filmăm așa, în timp ce lucrăm și altele, facem un pic la perete, mai filmăm și ați văzut cum am șlefuit, am dat un strat, am aplicat un strat lavabil alb și apoi un strat de amorsă am aplicat și acum începem să colorăm cu o culoare mai spectaculoasă. E cel mai frumos auriu pe care îl știu eu. Practic este un auriu foarte elegant. Unele sunt ghicioase, altele, dar ăsta este foarte elegant. Și încep să colorez chestia asta cu auriu, cu Safari Perlato Oro 213 și vopsim riflajele negre. Să vedeți atunci ce nebunie o să iasă aici. Și încep a vopsit.
obțin cu grijă să nu stropim peretele din spate pe care deja am aplicat cașmirul. Aplic aici un model tot aleatoriu, așa cum am făcut în toată casa, pentru că avem deja riflaje liniare. Da, vreau să combin texturile. Dacă aș face liniar acolo, liniar aici, ori pe diagonalul, ori cum ar fi, mi se părea o eroare. Așa că aplicăm tot aleatoriu. Și așa place celor mai mulți până la urmă. Bebelușilor! Nu se pare.